Înainte de a porni la drum, să-i cunoaștem pe cei ce vor să-și unească destinele la o nuntă cu scântei. Eu sunt Andreea. Eu sunt Viorel. Și împreună suntem familia Voicu. Cum s-a născut pasiunea ce îi unește? Povestea noastră de iubire a început odată cu intrarea lui Viorel în casa mireasă pentru fiul meu. L-am urmărit non-stop. Eu am fost la Noră pentru mama 2. Cum a decurs prima întâlnire? O poză de-a lui mi-a apărut mie pe pagina de Facebook și am dat un like la acea poză. Și el mi-a trimis mesaj pe Facebook. De acolo a plecat relația noastră. Ne-am întâlnit în parcul Iore. Când am făcut cunoștință, s-a părut mie un pic dubios. Am făcut cunoștință, am zis Viorel și ea când a zis, n-a zis normal, da, Andreea. A făcut Andreea și s-a părut așa. Se gândea dacă să mă mai invite în parc sau nu. Se pare că Viorel a decis ce trebuie, pentru că... La ora 5 dimineața a venit să mă ia de la nuntă. După 24 de ore de nedormit, că eram la o filmare și am făcut un sacrificiu, vreau doar să o văd. S-a meritat, nu? Da. Și mi-a propus să mergem să o cunosc și pe mama soacră, chiar atunci dimineața. Deci simțeam ca și cum îl cunosc de o viață. A fost acel ceva, am simțit că el este alesul. Până acum nicio relație, nu am mai simțit această chimie. Am venit după 2 săptămâni în București și m-a și cerut de nevastă. Iar restul e istorie, dar noi vrem să știm. Asta fiind undeva la începutul lui septembrie, iar în decembrie eram deja mutată în București, renunțând la tot ce aveam în Târgu Jiu. Dar a decurs frumos, până într-un moment, prin februarie, când dintr-o dată am devenit foarte agitată, foarte nervoasă, mă deranja absolut orice. Dacă îmi zicea unde ai pus... acel lucru, mi se părea că mi-l zice ca pe o jignire, ca pe un reproș, mă puneam pe plâns. După alte 2 săptămâni de la toate întâmplările acestea, am aflat că-s gravidă și atunci mi-am dat seama de fapt ce se întâmpla cu mine, cu stările mele, cu... nici eu nu mă recunoșteam. M-am bucurat foarte tare, nu știam cum să mă bucur, toată lumea mă felicita, a fost o bucurie enormă, chiar nu pot să o descriu în cuvinte. După care eu cred că a și plâns, cred. Nu? Ba da. Și astfel o minune de copil a apărut în viața lor. Ne doream să nasc cât mai repede și momentul în care am văzut-o, într-adevăr, a fost un pic și ciudat. Când am văzut-o prima oară cu păr mult și cu brunet, așa, m-am speriat, credeam că am greșit copilul prima oară. Mă gândeam, sigur, al nostru și striga pe acolo. De fapt, a ieșit pe culoare bebele Voicu, bebele Voicu și nu venea să se ridice. Întors, am văzut un copil, dar l-am zis că e al meu. Și tot insista după aia, bebele Voicu, și după aia m-am uitat eu, al meu o fi, dacă să zici. După cum deja știți, provocarea nu-i deloc ușor de dus la bun sfârșit. Vor accepta Mirii propunerea? Sper doar să fie de bine și cred că o să fie de bine. Emoțiile sunt mari, sper să le depășesc. Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Ana Morodan. Andreea. Mă bucur să te cunosc, Andreea. Și eu. Viorel, îmi pare bine. Mai încoace că mi-i strâmbtă rochea. Așa. Ea pare așa... pare aprigă. Pare, de ce am senzația că cu femeia asta o să am cel mai mult de furcă? Ei, nu dispăra, că suntem abia la început. Din ce am văzut eu, mie îmi păreți așa cu minței, dar aparențele pot să înșele. Înșeală, la mine cel puțin. Oh, spune-mi de acum să știu să fug. Sunt olteancă. Cred că am mai avut o olteancă, da. Hai că n-am fost așa de grav, i-am făcut față, cred că-ți fac și ție. Vedem. E foarte frică de treaba asta cu aparențele, pentru că viața m-a învățat că de multe ori înșală ceva teribil. Avem o săptămână să aflăm, dar mai bine să ne ocupăm de nuntă. Am înțeles că vreți să vă căsătoriți. Știți, eu am așa urechi lungi, pe toți care vor să căsătorească îi găsesc. Prin urmare, avem o propunere. Eu sunt dispusă să vă organizez nunta, dar, practic, există o condiție. Aș vrea să vă gândiți cum ar fi să vă lăsați organizarea nunții voastre pe mâinile mamelor. Sau
Gândește-te mai bine pe mâinile mamei soacră. Nu știu dacă v-ați uitat bine la microexpresia Andrei, dar când a auzit de mama soacră, s-a crispat un pic. Așa că de-abia aștept să le văd și eu. Ecuația nu prea îi place viitoarei mirese. Îmi este teamă ca la nunta noastră să nu fie totul împopoțonat, adică foarte multe culori care nu au treabă una cu cealaltă, foarte mulți clipici. Mi-e teamă și la gusturile pe care le are în privința rochiei. Mă aștept să port ceva demodat, dacă ar fi să aleagă dânsa. Sper să luați cea mai înțeleaptă decizie pentru voi. Mă întorc în 3 minute. Mirin nu știu ce să facă. Ți-e frică de gusturile mamei mele? Da, ție nu ți-e frică de gusturile mamei mele? Ba da. Hai să ne riscăm. Da? Altul la care îi zice nevastă să ce să facă. Mie-mi place să mă risc și aș intra în toată povestea aceasta, dar pentru mine este alta problemă. Copilul. Da. Cine o să stea cu ea? Știi că mama ne ajută foarte mult când suntem noi plecați. Să încercăm să lăsăm cu tată, nu știu. De asta mi-e frică mai mult. Își petrece foarte mult timp cu ea și el, se joacă foarte mult, umblă cu ea peste tot, unde vrea. Eu zic că o să fie bine. Însă mireasa nu se liniștește. Știi că devin foarte nervoasă și stresată dacă știu că nu este bine. Lăsăm cu tata. Eu zic că se descurcă și... Crezi? Că tot să alerge de prin oraș, să organizeze nunta, zic că se descurcă. O să aibă multă de muncă. În ciuda acestor temeri... O sper să ia decizia corectă și să mă lase să am grijă de mamele lor care vor avea grijă de nunta lor. În concluzie... Am mai avea o problemă care pentru mine este mult mai... Pentru noi. Mai gravă. Fetița noastră va trebui să rămână în grijă... Aveți un copil? Da. Oh, sper că nu vă gândiți să fiu eu doică, că nu, n-am astfel de capacități. Câți ani are? Un an și 10. Plânge? Dacă nu o lăsa să facă ce vrea, da. Complicată situație. Au un copil și are un an și ceva? Aoleu, Doamne! Ne descurcăm noi cumva, dar... Deciziile cele mai importante tot eu o să le iau până la urmă. Nu o să las mamele să-și facă de cap. Speranțe, speranțe, dar care e realitatea? Practic, cea mai importantă zi din viața voastră va rămâne în mâinile mamelor. Să înceapă jocurile. Dragii mei, pregătiți-vă pentru o săptămână plină de urlete, pentru că o să avem un copil la filmare. Și o săptămână care nu cred că va fi atât de liniștită pe cum se preconizează. Batem palma, deci, da? Da. Batem palma. Bine. Să începem. Miri,